Casa Națională de Pensii a făcut anunțul. Veste pentru cei cu pensii sub 1125 de lei. Casa Națională de Pensii Publice a venit cu ultimele date privind numărul beneficiarilor de indemnizație socială și valoarea medie a acestei indemnizații suportate de la bugetul de stat. Ce arată ultimele date ale CNPP? A scăzut numărul beneficiarilor de indemnizație socială. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a fost de 1.143.571 în februarie 2023, cu 2.296 persoane mai puține comparativ cu luna anterioară, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, CNPP. Dintre aceștia, 1.029.101 erau pensionari din sistemul public. Iar 114.470 erau pensionari proveniți din fostul sistem de pensie al agricultorilor. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea media a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 424 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele bistrița năsăud, de 489 lei, Maramureș, 488 lei, Cluj. 470 lei, și Vrancea, 469. Cei mai mulți beneficiari în București Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 48.268 și în județele Suceava, 41.838 pensionari, Dolj, 37.581 și Iași, 36.848. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 303 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov, 436 lei și Gorj, 393 lei, și în sectorul 1 din București, 378 lei. Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județele Iași, 7861 persoane, urmat de Botoșani, 7482 și Dolj, 7407. CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1125 de lei. Încasează lunar această valoare, denumită indemnizație socială pentru pensionari, conform prevederilor legii NR-196-2009, cu modificările și completările ulterioare. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu, în creștere. În ceea ce privește numărul de beneficiari de pensii de serviciu în februarie 2023, numărul acestora a fost de 10.198. Plus 146 față de luna anterioară, cei mai mulți, respectiv 5137, fiind beneficiari ai legii 303-2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor, conform datelor CNPP. În cazul beneficiarilor legii 303-2004 s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 21.477 de lei din care 20.061 lei cota suportată din bugetul de stat, iar 4.765 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat. Potrivit CNPP, de legea NR 216-2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României au beneficiat în luna ianuarie un număr de 743 persoane. Pensia medie era de 5796 de lei, din care 2552 de lei suportați de la bugetul de stat. În ceea ce privește beneficiarii legii 215-2015 pentru modificarea și completarea legii 7-2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 716 de persoane, pensia medie ridicându-se la 557 de lei. 2525 de lei de la bugetul de stat.